Anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare, conform unui ordine al Ministrului Educației Sorin Câmpeanu, publicat în Monitorul Oficial. Cursurile primului semestru începe 14 septembrie și se încheie pe 18 decembrie. În perioada 31 octombrie-8 noiembrie, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă ține de pe 19 decembrie 2015 până pe 3 ianuarie 2016. Copiii revin la cursuri pe 4 ianuarie 2016, care se încheie la 29 ianuarie 2016, când începe vacanța intersemestrială până la 7 februarie 2016. Semestrul al doilea se termină pe 22 aprilie 2016, urmat de vacanța de primăvară până la 3 mai 2016. Apoi, cursurile vor fi reluate până la 17 iunie 2016, de când începe vacanța de vară. Potrivit ordinului, săptămâna 18-22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului numit Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Aceste activități pot avea loc și în altă perioadă, dar nu mai târziu de 27 mai 2016. Tezele din primul semestru se susțin de regulă până la data de 11 decembrie, iar cele din semestrul al doilea până la data de 20 mai 2016. Conform aceluiași ordin de ministru, cursurile claselor a 8-a se încheie în data de 10 iunie 2016. În învățământul special, clasele a 9-a și a 11-a, filiera tehnologică, au durata cursurilor de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile. Elevii din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, au 720 de ore de practică.